SUA le-a transmis aliaților că Beijingul și-a exprimat deschiderea pentru a sprijini militar Rusia. Administrația americană le-a spus aliaților că autoritățile din China au semnalat disponibilitatea de a oferi asistență militară Rusiei pentru a sprijini invadarea Ucrainei, potrivit unor diplomați citați de Financial Times. Informările, care au fost trimise de Departamentul de Stat american către aliații din Europa și Asia. Nu au spus dacă China a semnalat că va ajuta Rusia în viitor sau dacă a început deja să ofere sprijin militar. De asemenea, diplomații americani nu nu au spus în ce moment al conflictului Beijingul a părut deschis să ofere ajutorul. Financial Times a relatat duminică faptul că Rusia a cerut ajutorul Chinei după începerea invaziei de acum trei săptămâni. Cererea Rusiei și răspunsul Chinei au tras un semnal de alarmă la Casa Albă, scrie Financial Times. Oficialii americani cred că Beijingul încearcă să ajute Rusia, în contrast cu poziționarea publică a liderilor chinezii care cer o soluție diplomatică. Ambasada chineză în SUA a declarat duminică că nu cunoaște nicio solicitare rusă sau un răspuns pozitiv al Chinei la Moscova. Rusia a negat luni de asemenea orice cerere către China. Un înalt oficial american din domeniul apărării a refuzat să spună dacă China a oferit sprijin militar după cererea Rusiei, dar a spus că Pentagonul urmărește situația foarte, foarte îndeaproape. Dacă China alege să sprijine material Rusia în acest război, probabil că vor exista consecințe pentru China, a spus oficialul pentru Financial Times. SUA așteaptă ca Jacques Sullivan, consilier pentru securitate națională al SUA, să ridice problema la Roma într-o întâlnire cu Yan Jiki, cel mai înalt oficial de politică externă al Chinei. Înainte de a pleca duminică din Washington, Sulvan a spus că îi va avertiza pe chinezii să nu încerce să salveze Rusia, inclusiv ajutându o să supraviețuiască sancțiunilor dure din vest. Înainte de întâlnirea dintre Sullivan și Ian, administrația Biden a cerut săptămâna trecută aliaților europeni să-și amplifice mesajul către China că Beijingul nu ar trebui să ajute Rusia să eludeze sancțiunile, potrivit unui oficial european. China s-a prezentat ca un actor neutru, în ciuda legăturilor sale din ce în ce mai strânse cu Moscova dar mass media și diplomații chinezi au oferit sprijin pentru justificarea Rusiei pentru invazie și au dat vina pe SUA și NATO pentru conflict. Masmedia chineză a repetat, de asemenea, afirmații nefondate ale Rusiei că SUA au ajutat Ucraina să construiască laboratoare de arme biologice.